Când oamenii în Daniel și în Show au fost întrebați ce anume, uitați, vă dau totuși acest, chiar dacă mai avem un pic de timp. Avem cât timp este nevoie, fără probleme. În momentul în care, spune în felul următor, cu alte cuvinte, când oamenii au fost întrebați ce înseamnă o moarte bună, care sunt atributele sau componentele unei morți bune, într-un studiu pe un grup țintă au fost identificate următoarele componente ale unei morți bune. 1. Durerea efectivă și administrarea simptomelor. 2. Capacitatea de a menține clară luarea de decizii. 3. A fi pregătit de moarte. 4. A avea un sens de realizare. 5. A contribui la viața celorlalți. 6. A te afirma ca o persoană completă. Și concluziile, printre altele, acestui studiu este că jumătate sunt chestiuni spirituale. N-au nicio legătură cu medicina alopată. Deja omul când se gândește la moarte nu mai interesează nici tratament, decât în măsura în care să nu-l doară, într-adevăr, pe cât posibil durerile, controlul simptomelor. Dar în rest, vedeți, omul este centrat spre valori și spre sens. Oricine îți dă ție sens în contextul în care este înconjurat de moarte și de prognostic negativ, de când numai Dumnezeu poate să-ți mai dea un sens? Dumnezeu, prin oameni, prin preoți, prin ceea ce îți trimite la capul patului, nu vine medicul să-ți vorbească despre moarte. Gândiți-vă că în facultate, în universitatea Grigore Tepopa din Iași, moartea este subiect tabu. Să nu vă imaginați că se discută. Să nu vă imaginați că Grigore Tepopa se discute despre suflet, despre psihe sau roah. Nici gând. Nu se discute despre Dumnezeu. Este o școală eminamente ateie. Să nu ne facem iluzii. Medicii care ies de pe băncile acelei școli prea puțină cultură au din punct de vedere interdisciplinar. Iertați-mă. Dar nu-mi schimb părerea. Decât dacă o să mă ajute ei să-mi schimb. Nu sunt în stare să înțeleagă problematicile umane dincolo de specializarea lor. Ori aici este o dramă. Este o dramă pentru că am înțeles cât de complicat este să ai impresia că tu ești un mic zeu împreună cu farmacia ta sau cu ceea ce faci tu. Pablo Neruda, aici îmi permis să mi-amintesc de o poezie a lui Pablo Neruda pusă la fosta farmacie Sfânta Paraschiva din Piața Unirii, care spunea în felul următor: o farmacie, templu al celor disperați, cu un mic zeu în fiecare pilulă. Pablo Neruda. Bun, deci dacă facem poezie, merge. Dar dacă suntem însă serioși, pe zona aceasta a mesajului, nu există să gestionezi travalul psihologic, sufletesc al unui pacient, inclusiv cu tot ceea ce înseamnă simptomatologie, fără să ai o echipă interdisciplinară, multidisciplinară. Este aberant. Nu există. Decât doar dacă ai un spirit de frondă nefericit, atunci înțelegem. Dar dacă vrei să fii cu adevărat de folos pacientului, trebuie să integrezi preotul, misionar de caritate, pe care să-l specializezi. Aici este o chestiune care ține de mitropolie. Mitropolia trebuie să ia mai în serios acest discurs, în general, al preotului misionar de caritate. Și, în general, ar face bine mitropolia ca să înțeleagă că preotul misionar de caritate nu este, sau zona lui de competență, nu este o rampă pentru parohie în oraș. Este un scop în sine de o mare valoare și de o mare importanță. O vocație pe viață. Este o vocație. Este o vocație pentru că, dacă o înțelegem în termeni aceștia, putem să fim de folos pacientului. Al minter este riscul acela de a nu proiecta mai departe decât limitele zilelor vieții noastre o misiune care ar trebui să reverbereze și după ce noi nu vom mai fi fizic pe acest pământ. Ideal ar fi până cei de la centru se mobilizează și pun la punct și sunt sigur că lucrează în acest sens, doar că birocrația și tot timpul sunt alte priorități și știți cum e. Întregul mamut administrativ se mișcă greu, dar se mișcă bine. Când se mișcă, face pași corecți în direcțiile bune. Până în momentul acela,
Ideal ar fi ca studenții de la teologie, de exemplu, să caute. Nu? Cei care au această afinitate către ideea de caritate, de preot misionar, să caute încă de pe băncile facultății preoții misionari din câmpul muncii, da? Pe care nu să-i interogheze, să-i interpeleze ce reprezintă această misiune, la ce, despre ce este vorba, cum interacționăm, cum, astfel încât să nu stăm tot timpul în expectaza asta, că așteptăm să ni se traseze un curs sau unul. Ideal ar fi noi să căutăm, pe de o parte, dar și noi credincioșii de rând, ideal ar fi ca până să ajungem, ferească Dumnezeu, într-un pat de suferință, să-i cercetăm pe cei care sunt deja în astfel de situații. Nu? Cât de folositoare este această experiență de a-i cerceta pe bolnavi atunci când ești sănătos, când îți merge bine, că totul este bine în viața ta, în perspectiva chiar egoistă de multe ori a pregătirii tale pentru astfel de situații. Eu vreau să spun un lucru cu care am și început, anume ați văzut probabil faptul că permanent am centrat discursul pe problema aceasta a misiunii bisericii în spital, a misiologiei. N-am intrat în texte scripturistice, patristice, prin care să argumentăm tainele, sfintele taine, cât și cum sunt ele decorative, care deja sunt un alt discurs. Acolo altcineva trebuie să chemați în spiritualitate. Eu, de asemenea, n-am nicio problemă, eu știu foarte bine lucrurile acestea prin experiență directă. Dar am vrut să insist asupra acestei specificități a misiunii preotului în cadrul unui corp multidisciplinar din cadrul spitalului de urgență, de exemplu, din cadrul îngrijirilor paliative, unde și legal preotul este parte din echipa multidisciplinară. În zona medicinei alopate încă nu s-a ajuns la această performanță, preotul este un accesoriu, ca brelocul. Îl poți sau nu detașa de tine. Dar în paliative este parte constitutivă. Eu îndrăznesc să vorbesc tot ceea ce v-am spus acum din perspectiva celui care a trăit și trăiește aceste realități vorbite, prezentate, într-un spital de 23 de ani. Și a cărei experiență s-a tradus într-această carte și teză de doctorat, Considerații spirituale în patologia cancerului, apărută la editura Teosis, acolo trebuie să ajung, la Oradea, aici în Iași nu am găsit publicare, pentru că una din problemele noastre, și nu aș vrea să le mascăm, este că noi în mediul bisericesc nu ne citim și nu ne cităm între noi. Dacă asta se clar. Poate. Dar este o dramă, este o problemă, pentru că deci este complet greșit ca să fim în competiție unii cu alții. Noi suntem în competiție cu noi înșine, în diacronia vieții noastre, uitându-ne în urmă. În ce măsură noi, cei de anul trecut și cei de azi, acum 3 ani, acum 4 ani, sunt îmbunătățiri profesionale? Cam cum le-ai descrie? Dacă ar fi să scrii un rezumat, cam cum te-ai descrie pe tine față de acum 4 ani? Aceasta este singura perspectivă corectă de a te compara. Din nefericire însă, când începe comparația aceasta pe orizontală, între noi, apare o mare problemă. Ori aici va trebui lucrat printre altele, dar e greu, e vorba de mentalitate, e vorba de reziduri, într-o mentalitate complicată, în care nu contează ceea ce reușește celălalt profesional să acumuleze, ci contează cât de bine ești văzut. Iertați-mă, dar este marea problemă. Eu o văd una din marele probleme a ortodoxiei. Acest mod de a pupa mâna și de a ajunge undeva prin această poziție a ghiocelului. Dar până la urmă mai e cineva interesat de studii? Mai e cineva interesat de bibliografie? Aici, dacă ar putea, ortodoxia ar trebui, din punctul meu de vedere, să creeze un discurs specializat pe care să-l dea preoților de caritate, să creăm ca un fel de curs. Eu am schițat un curs în acesta, este un curs de publicare. Și hai să lăsăm simpatiile sau antipatiile personale, dar hai să centrăm pe pacient și să vedem dacă puținul nostru poate însemna ceva
în discursul acesta științific vis-a-vis de pacient, care rămâne centrul preocupărilor noastre.